Bună ziua, dragi prieteni, bine ați revenit în bucătăria din grădină. Astăzi vom pregăti niște pateuri cu brânză și ce ați mai găsit prin frigider, o afumătură, un mezel afumat. Ca să nu stăm mult să pregătim cocile, am cumpărat două foi de aluat pentru pateuri. Terminăm repede și plecăm în parc, că s-a dat drumul de la coronavirus, să mergem să ne plimbăm în parc. Pentru umplutură avem nevoie de 100 de grame de brânză de telemea, 100 de grame de cașcaval, 50 de grame până la 100 de grame de mezeluri, boia de ardei cu aromă de fum, chimen măcinat, o lingură de mărar, 2-3 fire de ceapă verde, 2 ouă, sare și piper dacă brânza nu este suficient de sărată. Acum trecem la amestecat produsele. Se pun toate la un loc și se amestecă până se incorporează, devenind aproape o cocă din brânză. Aici avem sare și piper. Piper după gust de asemenea. Puteți folosi orice fel de ingrediente doriți. Orice fel de ierburi aromate. După ce gustați brânza și mai e nevoie, adăugați un pic de sare. Eu am gustat-o și nu este suficient de sărată. Două. Le vom sparge separat ca să vedem dacă sunt bune sau nu. Altfel stricăm toată compoziția. Amestecăm să se incorporeze foarte bine. Și acum trecem la aranjarea. Avem un ou care îl vom folosi pentru a da o față pateurilor noastre. Și am să-l întorc contra. Ca să se întindă bine. Împărțim pe jumate coca și încă o dată. Iar pe partea cealaltă în trei. Și am obținut 12 pateuri. Cu o linguriță formăm biluțe pe care le vom așeza în mijlocul pătratului. Bun. Încercăm să aplatizăm umplutura, pentru că vom pune cealaltă foaie deasupra. Bun. Restul de compoziție se va băga la congelator pentru o nouă dată când poate fi folosită. Acum vom umecta foaia pe margine ca să se lipească cu cealaltă foaie de deasupra.
și venim cu a doua foaie. Pe care o vom pune deasupra. Exact așa. Vom folosi un cuțit de pizza ca să tăiem pateurile. Așa. Pregătim tava. Înainte de a preîncălzi cuptorul la 200 de grade. Și acum cu o furculiță vom sigila pateurile. Mutăm pateurile în tavă. Le aranjăm. Vom pune oul separat, îl batem. Și vom unge ouăle, pateurile. Gata. Vom introduce la cuptor. Și le vom lăsa 12-15 minute. Între timp vom pregăti o băutură pe bază de iaurt, un ayran care se pretează foarte bine cu pateurile cu brânză. Un litru în care vom pune 500 de mililitri de iaurt grecesc, practic trebuie să-l aducem la jumătate, așa, completăm cu apă. Amestecăm. Are consistența unui lapte, la care vom adăuga sare. Nu este o băutură sărată și lămâie. Zeama de la o jumătate de lămâie. Amestecăm.
și gustăm. Mai trebuie sare. Și vom mai pune și iaurt pentru că este prea apus. Am niște mentă uscată pe care o voi părâmița foarte bine și o voi adăuga. Cu restul de compoziție o vom folosi data viitoare când mai facem pateuri și o vom băga la congelator. O vom ambala în hârtie, în folie transparentă. Exact așa, îl vom pune la congelator pentru data viitoare când vom mai face pateuri. Iar acum timpul s-a scurs, e cazul să scoatem pateurile de la cuptor. Care arată așa. Și așa calde le vom așeza câte două la porție și un pahar de ayran. Și vă urăm poftă mare!